Fundația pentru Comunitate organizează cea de-a șaptea ediție a programului Permis pentru Viitor. Programul este destinat tinerilor din mediile defavorizate, elevilor sau absolvenților de liceu care au nevoie de sprijin material pentru acoperirea cheltuielilor necesare obținerii permisului de conducere. În primul și în primul rând pot să vă spun că prin acest program plătim, pe scurt zis, plătim școala de șofer pentru tineri din medii defavorizate. Puțin mai pe larg pot să vă spun că acoperim costurile generate de școala de șoferi pentru tineri care nu au posibilități materiale pentru așa ceva sau au posibilități materiale reduse. Și cei care doresc să intră pe piața muncii, deci să se angajeze la un loc de muncă, și pentru ei ar însemna un avantaj existența unui permis de conducere sau, în unele cazuri, după cum știți sau știm, este o condiție să te angajezi la un loc de muncă. Și ne adresăm tinerilor din această categorie, tineri între 18 și 25 de ani. Inițial, când am pornit cu acest program, ne-am gândit doar la acești tineri. Nu am avut în vedere ceea ce am aflat puțin mai târziu, că de fapt există sau este o lipsă pe piața muncii, lipsă de șoferi profesioniști, și cred că și asta este un motiv pentru care se înscriu foarte mulți tineri în acest program desfășurat pe bază de concurs de proiecte. În decursul celor 6 ani de când există acest program, s-a colaborat cu peste 230 de tineri, cărora li s-au putut oferi sprijin financiar. Dintre acești tineri, 117 au și obținut permisul de conducere pentru orice categorie. Mai mult, încă 32 dintre aceștia sunt la școală sau în diferite faze ale examenelor. Tinerii care sunt interesați, și mă bucur că sunt foarte mulți, în primul și în primul rând accesează site-ul Fundației pentru Comunitate, unde găsesc un formular simplu de înscriere, la care ei va trebui să atașeze 5 documente obligatorii, o scrisoare de motivație personală, un document despre nivelul studiilor absolvite, o susținere din partea unei persoane din apropierea tânărului care, într-un fel, îndrumă, ajută, susține pe parcursul școlii de șoferi, o anchetă socială, pentru că acest program se adresează tinerilor cu venituri modeste. Și mai există și alte documente care nu sunt obligatorii, dar, de exemplu, dacă tânărul ne trimite o declarație de susținere din partea unui ONG sau a unei firme cu intenția de a fi angajat, dacă va avea permis de conducere, asta înseamnă avantaj. După ce se termină înscrierile anul acesta, în 21 ianuarie, se evaluează proiectele depuse. Ne consultăm și cu specialiști din domeniu, respectiv dacă există proiecte asemănătoare sau apropiate ca și punctaj, realizăm interviuri cu tinerii înscriși. Și spre sfârșitul lunii februarie, juriul va decide lista tinerilor care vor obține finanțare și cu ei vom încheia un contract prin care stabilim modalitățile de colaborare. Scopul a fost tocmai pentru a susține intrarea pe piața muncii din această categorie de vârstă. S-a ținut cont și de faptul că la obținerea unor categorii de permis există și anumite limite de vârstă. Față de anii anteriori, anul acesta există și o noutate. O noutate este că am reușit să
majorăm, să mărim fondul existent și s-ar putea ca față de anii anteriori, când am avut posibilitatea să susținem 40-45 de tineri, acum vom avea posibilitatea probabil să susținem 55 de tineri pentru școala de șoferi. Aproape o treime dintre tinerii care au primit finanțare nu au terminat cu succes examenul final. Este o situație caracteristică acestor medii defavorizate, probabil, pentru că foarte mulți tineri care provin din aceste medii nu au pur și simplu experiența examenelor. Nu au experiența pregătirii pentru anumite examene. De aceea am inclus și această condiție să fie un susținător, o persoană, un mentor în apropierea lor pe perioada școlarizării. Unii sunt obligați să plece, de exemplu, la muncă, în străinătate sau probabil în alte părți în această perioadă. Sunt chestiuni de existență. Însă, vă pot spune că sunt foarte mulți tineri cu care nu numai că este o bucurie să colaborăm prin acest program, dar este o onoare pentru noi, care nu numai că parcurg cursurile și examenele cu succes, dar ne țin la curent cu rezultatele lor, ne întreabă de proceduri și după ce au terminat și au luat permisul, ne informează pe parcurs despre eventuale modificări importante în sens pozitiv în viața lor. Tinerii au nevoie de încurajare, să își dea seama că, indiferent de greutățile apărute, nimic nu este imposibil și, mai mult, este necesar să își descopere adevărata valoare. Da, sunt tineri foarte valoroși și este important și faptul că cei care obțin un permis de conducere, chiar de categoria B sau de altă categorie, intră altfel pe piața muncii. Deci nu intru cu buzunarul gol, să zic așa, cu mâna goală, deci deja au ce pot vinde pe lângă forța lor de muncă pe piața muncii. Contează foarte mult să știe că și ei sunt capabili, sunt posesori ar unor capacități, da. Fundația pentru Comunitate organizează anual 4 programe de responsabilitate socială. Cel mai vechi program și cel mai de durată pe plan național este programul MOL de promovare a talentelor. Prin acest program oferim sprijin financiar tinerilor talentați și cu rezultate foarte bune la sport și la art. Deci tineri artiști și tineri sportivi sunt susținuți prin acest program. Organizăm acest program de 17 ani și astfel pot să spun că avem onoarea și bucuria de a colabora cu cei mai buni sportivi și artiști din țară. Aici vorbim de o susținere financiară de maxim 10.000 de lei, cadrul unei ediții pentru un artist sau sportiv tânăr, iar fondul programului depășește 550.000 de lei la o ediție. Și este foarte simplu, am constatat, că pentru un bun sportiv în zilele actuale contează chiar și faptul dacă poate să achiziționeze o pereche de Adidas Performance. Evident că nu ne limităm la asemenea achiziții, pentru că ei pot să solicite finanțare tot pe bază de compus de proiecte,
pentru achiziționare de echipament sportiv, materiale, instrumente muzicale sau pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare la diferite concursuri, festivaluri și alte manifestări interne și internaționale. Un alt program organizat legat de susținerea tinerilor talentați este denumit Premiul Mentor pentru Excelență în Educație. Anual premiem 10 profesori și antrenori care au avut un rol important în viața discipolilor lor, care organizează activități intra- și extrașcolare pentru tineri talentați, au descoperit la rândul lor tineri talentați și au avut grijă de ei la începutul carierei lor. Este un program pe care pot să spun ca și organizator că este un program foarte frumos pentru că ne aduce la un loc un singur aspect din activitatea acestor profesori, antrenori, tascări deosebiți și anume frumosul pe care au realizat ei în viață, frumosul și valoarea. La acest premiu, care nu este simbolic, să zic așa, pe datorită faptului că pe lângă trofeul realizat de cel mai bun artisticlar din țară, Ioan Nemțoi, are și o parte bănească, momentan 8.000 de lei, un premiu. Pot fi nominalizați la acest premiu profesori, antrenori, dascăl din toată țara, oricine poate nominaliza și, evident, elevi, foști elevi, colegi, părinții unor elevi care constată și observă și realizează că un profesor sau un antrenor are un rol important în viața copiilor lor. Ultimul program pe care Fundația pentru Comunitate îl organizează este programul MOL pentru sănătatea copiilor. Prin acest program oferim sprijin financiar organizațiilor neguvernamentale care derulează proiecte de terapie prin artă și terapie emoțională pentru copiii cu nevoi speciale, cu diferite disabilități, să zic așa. Și acest program organizăm de 13 ani. Aici avem un fond de 650 de mii de lei anual și un ONG de acest tip care activează în acest domeniu a terapiilor emoționale și a terapiilor prin artă, poate să obțină maxim în cadrul unei ediții pentru un proiect maxim 25.000 de lei. Și astfel colaborăm cu foarte buni specialiști din țară și chiar am avut bucuria de a susține de la început, de exemplu, activitatea sau terapia cu ajutorul calului, hipoterapia, dar și alte terapii asistate de animale, dramaterapie, terapie prin povești și alte activități terapeutice în folosul și în beneficiul copiilor cu nevoi speciale. Vorbim despre solidaritate, cunoașterea nevoilor celor din jurul nostru și a nu ne arăta indiferenți la problemele acestora. Mai mult, ne asociem cu performanța, cu rezultatele sportivilor și dascălilor noștri. Prin aceste programe, contribuim la îmbunătățirea comunicării și, cel mai important, este nevoie să ne orientăm către frumosul de care dispunem atât de mult.